Ei, salutare toată lumea și bine v-am găsit la un episod de GTA San Andreas pe serverul Blue Bucket. Bă, fraților, deci filmăm din nou, suntem 840 de player, ceea ce este foarte, foarte mult. Pentru Bucket, adică este super, că nu e mult pentru Bucket, de fapt, că Bucket strige foarte mulți player, dar e mult! Este bine, pe ora 6, nu, până la 1. Deci, am făcut și 90 de ore, mai trebuie să joc încă vreo 4 ore ca să nu-mi pierd casa. 4 ore săptămâna aceasta, ceea ce nu e mult, desigur. Pentru că știți că n-am mai fost activ câteva săptămâni bune. Adică eu filmez episoadele în avans. Și da, n-am mai fost activ pe server pur și simplu și mi-am sperat să-mi pierd casa. Slash GPS, Desventuras, Bank. Deci că asta e mai aproape. A, am selectat Aventura, slash kill, CP, slash GPS. Sunt Fiero, Bank, 6 de metri. Ceva și poate SMS, 5, 2, 0, 5, 1, filme, 2. Ok. Hai să vedem, fraților. Da, suntem, mai avem 2 luni și vine anul nou. Sper că de anul nou să avem episodul 100 pe canal, nu? 100! Woo! Bine vii după pe Skype. Poate. Da. Da, cred că o să ajung la episodul 100 de anul nou, pentru că mai sunt drept cu 2 luni și eu filmez un episod pe zi. Cred că o să ajung la episodul 100. O fac slash casal. Ok, deci venim la bancă să-mi scot și niște bani, vreau și eu în contul. Slash with, oh, slash with, doar 500k. Ok. Ok, zâm. Deci, poate să vorbesc. Ah, am crezut că o să-i ceva de ce este bușesc, dar nu. Crezut că o să mă bușesc și o să fac auci mașina, dar au făcut un pic de auci acolo. Ok, trebuie să facem niște ferm. O să mai facem niște bănuți. N-arate urât acolo, 500k, vreau 600k. 600k e un număr mai mare, să facem o tură de ferm. După o să mai mergem să ne plimbăm prin orașul Los Santos, pardon. Și da, hai să vedem dacă o să ne plimbăm pe acolo. Glumem. Ok, deci o să mergem să muncim un pic la ferm. După ducem și noi, logic, să facem niște bănuți. Iar după o să văd ce mașină pot cumpăra, pentru că joia a doua mașină. Acum asta mi-e foarte utilă și mă plim tot timpul cu ea și nu cred că o să am altă mașină, dar totuși aș vrea o mașină nouă. Poate o dau la trade cu asta bara. Are foarte mulți kilometri, e meritul cu cei mai mulți kilometri de pe server. Deci n-are nimeni un merit cu mai mulți kilometri decât mie, ceea ce este foarte șmecher, adică să fii primul de pe server la o mașină este foarte șmecher. Deci, dacă credeți-mă, nimeni nu mai are un merit cu mai mult. Nu merit, că sunt mașini și cu 10.000 de kilometri, 15.000, 20.000. Dar merit, adică mașina aceasta nu are nimeni de pe server cu 2.331 de kilometri. Deci, da, sunt mândru de ce am făcut, de că am cumpărat mașina asta cu 20 de kilometri de la un tip. Acum o lună și deja am ajuns primul de pe server. Asta este foarte șmecher. Mie mașina are 50 de zile, cred că, sau nu știu eu. Are 50 de zile, da. Dar eu am cumpărat-o când avea 31 de zile. Sau 29, nu mai știu exact, nu mai știu. Dar da, sunt mândru pentru că am reușit să o fac prima de pe server. Sunt vreo 200 de merituri, mi se pare, pe server în total, cumpărate din dealership. Dar doar a mea e prima cu 2000 de kilometri. Puteți să căutați și în panel, să vedeți că apare în top acolo. Top 1. Și da, 100% o să se găsească careva să se plimbe toată ziua cu un merit să-l facă mai mare decât mine. Eu nu conduc o mașină ca să-i fac kilometri, vă dați seama. Eu conduc pentru că am luat-o când era mai sărăcie pe server, bine, și acum n-am nu știu ce bani. Acum mi-aș permite un Phoenix ceva, o mașină mai bună, dar nu vreau să cheltui banii pe mașini când am deja o mașină care mă ajută să mă plimb, să mă duc dintr-o parte în alta și să nu mi-o fure alți player, nu? Chiar asta mă ajută destul. Da, și m-am uit la primele mele episoade de Sam, care sunt de acum o lună. Și mă mir, it's like, what the fuck? Adică, nici nu aveam casă în mașina, aveam rent la Mihai Mădălin ăla, sau cum îl chema, mă? Mihai Florin, sau ceva de genul, Florin Mihai, sau nu știu cum îl chema, slash. Nici nu cred că mai am la prieteni, Florians.
Ok. Uite asta, Mihai Florin, vedeți? El mi-a dat totul care... El mi-a dat, practic, el mi-a dat startul pe server, adică el mi-a dat NRG-ul să muncesc, el mi-a dat rent la casă, adică el mi-a zis să dau rent la casa lui. Acum, că a fost un pic mai așa, bă, frate, ai dă și mie rent, asta nu e o problemă, să ai. Asta nu e o problemă, dar... Bana mea, frate, decât să... N-am niciun start să stau, să n-am nici cu ce să mă duc, să stau să-mi fure în continuu ăștia mașina de aici care o iau de pe stradă. După aia îți dau servici taxi, mai arunc bani, el m-a ajutat cu un RG, bana mea, mi-a dat chei și chestii. Deci chiar a fost un ajutor bun, te apreciez, frate. Na, bana mea, ce să zic. Așa, din prima să vadă toată lumea că e analfabet. Ok. Ah, by the way, am intrat în clanul Interlop. Nu e, nu știu ce clan, adică eu nu are mulți membri. Clan members are ceva aici membri, dar da, e foarte șmecher clanul, chiar e foarte șmecher clanul. Deci da. Pana mea. Cine vrea post? Dark, vrei post? P-a. Oh my god. Și da, vă place nouul meu skin? Da, știu că vă place nouul meu skin. Da, da. Da, băieții. Eu mai dau ne. Ce mai avem pe aici pe la status? Level 14, 27 din 44 de puncte de respect. Ce mai avem așa un pic? De ce faci pam? Mă, ne vrei post? Da, face și aproape 30 kk, ceea ce e foarte bine, 30 kk, băieții, pe cum, 30 kk e foarte bine. N-am mai avut mai mult bani niște pe care am avut pe serverul ăsta, pe Bizon, dacă scădem la banii pe care îi ai aici, mai și care îi primești aici și, adică economia, am avut mai mulți pe Bizon, dar așa, habar nu am. Dacă am avut pe un server mai mult, gen pe ori sau pe la... Am jucat pe Red, am jucat mai de mult, dar... Blow for the win. Acum o să joc și pe OG Times și pe Dream, adică o să filmez, nu o să joc, de jucat, oricum joc și pe alții, pe altele, dar așa... O să mai mă joc pe Dream. Pentru că știți că am lider la lăsă taxi și când o să se deschidă oficial serverul, o să mai filmez un episod așa, o dată la două zile și pe serverul acela, na. Dar deocamdată nu-s player pe el, 0 player din 200 pentru că nici nu l-au promovat băieții. Dar o să-l promoveze așa, o să-s băieți serios și acum e hostat 100% pentru că îl văd că nu se oprește deloc. Adică stă de 2 zile, 3 zile de când am aflat de el în continuu. Și de 2-3 zile am aflat de el acum o săptămână. Stă în continuu pornit tot timpul, mai dau check să văd, băi, hostat, nu e hostat? Da, frate, e hostat, nu vă îngrijorați. Am mai filmat 2 episoade pe el atunci când erau ceva playere, adică 4-5, dar mi-am făcut treaba care trebuia, nu am făcut nu știu ce știți. Dar, na, pana mea. Ați așa să mă pun bine pe scaun. În rest, o să filmăm pe Blue. Blue rămâne, cum ar veni, principalul server pe care o să filmăm și de care m-am apucat serios, cât de serios posibil. Bravo, stai pe pauză. Bravo, băiatul, îți conduci pe pauză. Ești microbista, e echipa preferată dacă da... Na. Dacă da, care azi asta? Da, ok, merge pentru kilometri, na, mașina mea fără de e cea mai bună. Dar dacă vă mirați de ce nu se mai aude tastatura, pentru că știți că au o tastatură mecanică, mi-am schimbat tastatura, adică nu mi-am schimbat-o, am pus-o pe asta, pentru că la picioare am bindurile de la CSGO și deocamdată mi lene să mi le schimb. Am bindurile de la CSGO, adică de pe 2 să cumpăr nu știu ce armă și alea și trebuie să le schimb, de-aia joc cu o tastatură. Tastatura mea veche joc pur și simplu, dar le-am pe amândouă băgate în PC, știți? Pentru că n-am bindurile, trebuie să-mi fac un nou profil și mea, lene acum, după aia. 61k, e bine frățioare, hai că am făcut deja, ne-am făcut profit. Acum vreau să mă repar mașina, dar o să-mi repar la... 2 nu merge prea bine, văd. Ia. Yeah. Uite la Razer. Oh! Am rămas cu mașina oprită. Bai, hai să vedem aici. Opa. Aici mă uitam eu la Nick Banian. Baget.ro/panel. Hai, pune-ne la asta să vedem să dăm și noi check la ceva. Ce mai aici? Bă, intri pe sump. Chestii, na, acum. Be right back, oh my god, Google. Blue panel. Blue. Login. Raul 2K. Mm.
Opa. Înscriu și văd că... Colors 6, 5, 5, are și Hidden Colors? Sau astea sunt... Abar nu am. Stați. Facțiune. Câți ani ai? 14, o să zic, sexul real. Băiat, cum te numești? Stoica Raul. Mă numesc Stoica Raul, virgulă. Locuiesc în Timișoara. 14 ani, virgulă, mă joc foarte mult pe PC zilnic, așa că mi se potrivește această facțiune. Am jucat pe mai multe servere, dar Gloomy se pare cel mai reușit. De fapt, stai, mane! De fapt, nu, trebuie să mă descriu și îmi place să mă joc pe PC zilnic. Am un frate pe nume Eduard și mă mai joc cu el pe PC. Cel mai mult îmi place jocul Sam, dar mă mai joc și alte jocuri. Din când în când mai ies și pe afară cu prietenii sau colegii prin parc și ne distrăm împreună. 7-8 ore. Chiar atâta joc, dar n-am mai jucat în ultima vreme, dar o să joc. Aoleo, nu s-a obișnuit cu tastatura asta. Da, am fost banat mai de mult pentru autoclicker, virgulă. L-am lăsat pe fratele meu de 4 ani să se joace și se tot ducea și se tot plimba, de fapt plimba prin deșert singur. Un admin a crezut că e autoclicker. Și l-am invitat să intru într-o facțiune și să îmi fac treaba ca atare. Pe acest server, nu? Deși unu, doi, trei, patru, cinci, șase, șapte, opt, nouă, zece, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19 cuvinte! Ei, cu ce se ocupă? O pucă, cine o ocupă cu... se ocupă cu a... da... Să-i
Gata, boss, aplică. Așa, mă numesc Segaral, așa, 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 confirm. Ai cap și dat cerere de asta. Sper să fiu acceptat. Să vedem ce... Vă dați seama aici, cred că o să băga toată nația în mine. Hai să ne reparăm așa și încheiem și noi episodul. Am vrut inițial să fac altceva în episodul ăsta, să fac niște ferm, să fac alea, dar am găsit ceva mai constructiv. Dăm cerere în facțiune, logic! Pe da cum adică? Da, am dat cerere în facțiune și îmi spune așa în statusul ăsta. Eu zic că e destul de bun pentru paramedic, care este level 7. Dacă nu mă accept, o să dau un LSPD. Pentru că în PD o să pot de la level 15. Pana mea, acum ce o fi, o fi. Sper să fiu acceptat. Acum asta este aici de la ce, mă? Nu, nu, perfect, perfect. Acum, cine știe cât de treabă o fi liderul. Sper să fiu acceptat, n-am... Am mai depus o dată o cerere și n-am fost acceptat. Nu contează, sper că... Ok. Sper că voi fi acceptat, acum habar nu am dacă voi fi acceptat sau nu. Bă, oricum, sper că v-a plăcut acest episod. Și ne vedem data viitoare. Bye, bye.